Totul a plecat de la un incident recent petrecut la Rânca. Polițist ar fi fost martoră când un coleg al ei a spart o ușă, iar controlul intern a aflat și a obținut mandat de ridicare a probelor din telefon. Ajuns în sediul poliției, polițistei s-a solicitat telefonul mobil în care se presupunea că există dovezi de care este nevoie în anchetă. Doar că șefa de post de la Plopșoru a refuzat, motivând că are în telefon fotografii personale. În acel moment, unul dintre ofițerii de la control intern ar fi imobilizat-o, iar celălalt i-a smuls telefonul din din mână. În urma acestei agresiuni, polițistei s-a spart telefonul, iar geamul a tăiat-o la mână. Polițista a ajuns la spital, iar medicii au sesizat poliția. Personalul medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a sesizat poliția municipiului Târgu Jiu cu privire la faptul că la unitatea de primiri urgențe s-a prezentat o femeie de 33 de ani, care a declarat că în ziua precedentă a fost victima unei agresiuni fizice, acuzând dureri la nivelul membrelor superioare având în vedere calitatea persoanei, rezultatul verificărilor va fi înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu pentru a analiza și dispune conform competențelor. Acum șefii inspectoratului de poliție Gorj au început o altă anchetă internă, iar în paralel procurorii fac cercetări și în cadrul unui dosar penal.